Salutare sucevenilor, pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Stiv, sunt alături de voi într-o zi în care vrem să discutăm despre o decizie luată la nivel național de suplimentare a numărului polițiștilor și a radarelor. De ce? Pentru că a crescut numărul accidentelor. În felul acesta, cei de la poliție speră să le reducă și implicit să rezolve oarecum această problemă, pentru că de redus într-un mod complet nu se poate, asta e clar. Vrem să aflăm ce gândește suceveanul despre circulație, ce gândește despre radare și dacă se gândește că e o decizie bună sau nu aceasta. Da. Am auzit. N-am auzit. Ca să-i suplimentăm, să nu se cunoască, să nu-i vedem. Polițiștii, în primul rând, ăștia care sunt nu fac nimic. Deci se vede foarte, foarte clar. Eu n-am avut treabă cu ei, dar am văzut atâția nemulțumiți. Și ca psiholog, atâția oameni mi-au venit cu mintea praf din cauza, ca să nu spun mai mult decât răutate, prostie și tot ceea ce vă doriți, numai profesionalism, numai educație și numai bun simț, nu. Nu am auzit. Păi, da, poate fi o idee bună, dar poate fi rea pentru conducători auto, vă dați seama, care de obicei depășesc limita de viteză în zonă. Bună. Ideea e bună. Numai să-i vedem pe stradă. Ideea e că niște bani trebuie plătit, așa trebuie plătit. Radarele, da. Sunt atâtea și atâtea accidente cât ți-e frică să te gândești să treci strada. Dar polițiștii, eu aș zice ăștia care sunt, să-și facă treaba și să-și merite salariul. Că atunci chiar din contribuțiile noastre, chiar dăm din toată inima. Da, o idee bună. Mi se pare o idee bună. Bun, sperăm. Se vor reduce accidentele? Nu. La câte accidente sunt, cred că va avea un efect pozitiv. Va avea efecte dacă ei vor fi pe stradă și vor fi corecți și vor îndruma circulația profesională și... dacă nu, e o decizie care rămâne pe hârtie. Deranjul. Nu se vadă unii în accident, acolo să fie imediat să vadă. Asta văd, acolo să fie. Radarele e bine, probabil că îi vor liniști și vor reduce viteza și îi vor educa în trafic. Polițiștii, încă o dată, repet, să-și facă treaba, să avem încredere în ei și atunci le dăm din toată inima salarii. Probabil se vor diminua numărul accidentelor, cred eu. Nu, cred că poate avea dezavantaje. Nu cred că sunt dezavantaje pentru nimeni. Nu are cum să fie dezavantaje prin decizia, nu are să. Doar dacă nu-și fac datoria, ei o să fie dezavantaje. Dezavantaje. Au mai făcut ăștia poliția. Înainte erau pândare aia, stăteau la cul și așteptau să pricopsească. Adică, acum cu ani în urmă vorbesc. De atunci s-a luat o măsură. Și nu-i mai văd așa ca să aștepte. Dar acum, iară să-i bage... Mă gândesc eu să stea la colțul străzii să... Prea mulți deja înseamnă ce? Pur și simplu, golirea buzunarelor, în loc să facem străzi, în loc să facem școli, în loc să facem grădinițe, în loc să facem spitale, ce dăm? Dăm salarii la niște oameni care nu justifică bucata de pâine? Păi, fără supărare, nu vi se pare nici mai mult, nici mai puțin decât încurajăm lenea, prostia și needucarea. Dezavantaje nu cred că sunt. Din păcate, da. Sunt mulți, mulți care nu respectă. Puțin personal din poliție pentru câte infracțiuni sunt. Ar trebui mai mulți. Eu cred că da. Nu prea sunt mulți că nu prea au, nu pot depăși viteza cu noi. Nu-i unde depăși. Nu-i unde depăși. Mai ales aici, conducătorii, ce am observat eu aici, conducătorii lasă de dorit. De ce? Nu prioritate. Chiar că are el prioritate și ala vrea să iasă de undeva, nu-i dă ajutorul, nu-i, încă mai avem de lucru aici. Dacă aș spune 80% dintre cei care... Arătați-mi eu un șofer rarisim care să nu aibă o amendă. Nu, pentru centura de siguranță, pentru exces de viteză, pentru că îi lipsești nu știu ce șuruburi la mașină. Părerea mea este că sunt. Sunt mulți și aici, în centru. Radare, polițiști, sunt sau nu obligatorii?
cu siguranță sunt, pentru că altfel am ajunge la haos. Circulația avansează și dintr-un anume punct de vedere mai precis, cel al vitezei, pentru că mașinile devin mai tari, motoarele mai puternice, vrem mașini mai puternice, motoare și așa mai departe. Toate acestea nu duc până la urmă decât la un singur lucru, o viteză mai mare a traficului în totalitate. Nu contează că ești tu cel care vrea să conducă regulamentar și cu o viteză ceva mai mică, ceilalți te obligă într-un fel sau altul și să nu mai luăm în calcul necesitatea vitezei de zi cu zi, te obligă să încalci diverse reguli. La început ți se pare că nu sunt foarte importante, dar cu timpul poate duce la un accident destul de grav și fără să-ți dai seama. După te căiești și îți dai seama că ai greșit, dar se poate de multe ori să fie prea târziu. Dacă aveți o idee pentru emisiunea noastră, trimiteți-o prin SMS la 0744238830. Nu uitați de site-ul nostru www.viatansuceava.ro și bucovinatv.ro, unde de asemenea puteți urmări emisiunile noastre. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Steve. Conduceți cu grijă! Emisiune protejată de FGM. Atenție! Eveniment grav! FGM vă oferă servicii de monitorizare, intervenție, pază cu agenți, supraveghere video și gardă de corp. FGM, telefon 52118.